vorbim astăzi trei evenimente majore. Pe de-o parte, avem la 9 mai 1877 Mihail Cogălnicianu proclama independența României în adunarea deputaților, iar la 10 mai se proclama în Senat, da? De către Carol I. 10 mai, știți bine, era ziua monarhiei, da? În România, ziua națională. Pe de altă parte, sărbătorim 73 de ani de la înfrângerea hitlerismului, fascismului, sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. Iar, pe în al treilea rând, și nu cel mai, și nu cel din urmă, cel mai important, ziua Europei, da? Declarația Schuman, 1950, da? Care a stat la baza clădirii Uniunii Europene.